Mama lui Hatice a stat câteva zile în vizită în casa Mireasa, a părăsit în această după-amiază casa și am văzut că și-a luat la revedere de la toți concurenții, a îmbrățișat pe toți, le-a spus că să o cheme la nuntă, să fie ei însuși, a zis că îi place că se ceartă și apoi se împacă foarte repede, că acolo unde e iubire, așa se întâmplă. Am văzut că a plâns foarte mult la plecare. Era să-l uite tocmai pe Mihai, a vrut să iasă pe poartă și nu-l îmbrățișase, s-a întors și l-a îmbrățișat și i-a spus: te respect, mami, și tu să mă respecti pe mine. Iar lui Hatice a spus să fii cu minte, să nu mă mai superi și nici pe Mihai să nu-l superi. Cam acestea au fost sfaturile mamei.